În conformitate cu dispozițiile articolului 134, alineatul 1, litera A, și alineatul 3, litera A, din ordonanța de urgență a guvernului 17/2019, și ale dispoziției primarului numărul 128/5/2019, a fost invitat pentru ședința ordinară de astăzi. 11 consilieri locali sunt prezenți, toți 11. Așa că ședința poate să înceapă normal. Având în vedere prevederile articolului 138, alineatul 15 din ordonanța de urgență a guvernului 57/2019, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci procesul verbal a fost adoptat în unanimitate. Acum, în conformitate cu prevederile articolului 136, alineatul 11 din ordonanța de urgență numărul 57/2019, și citez, inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța în orice moment la susținerea acestui. Și aici este vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare comună Ardeală la copii de anul școlar 2020-2021. Deoarece am făcut demersul la inspectoratul școlar și nu s-a întâlnit consiliul de administrație care să acorde și avizul. Și așa că acest proiect de pe ORRC este retras de către domnul primar, inițiatorul acestui proiect. La ședință participă ca invitați domnul Nicolae Exclusiv TV, ca doamna, și cu doamna Jigău Narcisa și doamna Macadam pentru a prezenta niște proiecte de rapoartele unor proiecte de hotărâre. Acum rog pe domnul Diaconu Constantin, președinte. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Înainte de a da citire la ordine de zi, cu permisiunea dumneavoastră și cu acordul dumneavoastră, să-i acordăm domnului Vădulan 2 minute să adreseze câteva cuvinte Consiliului Local. Dacă sunteți de acord. Mă numesc Vlad Romeo și sunt cetățean al comunei Ardeoani. Trebuie vot din 2004. Am participat la ședința trecută, la cu lună de zile, să nu mai ține rețin din minte exact cum am avut de pe cap și nici nu așa. Și în urma ședinței a fost un incident. Și vreau să mi se prezinte public și în scris, acasă, în ce regulament scrie, i-am anunțat și se domnul pistolul secretar și pe domnul primar și au spus că ședința este publică și pot participa. Să mi trimite în scris, acasă, regulamentar, în ce ordine de zi și articol scrie că n-am voie să particip. Eu n-am fost nici în calitate de primar, nici în calitate de consilier, nici în calitate de mare invitat. Am anunțat ca învățător de sport să invadez și acum școală la Ardeoani. Și domnul președinte de comisie a spus că nu pot să vorbesc, că sunt pantaloni scurți. Să mi arate articolul de lege unde se scrie în pantaloni scurți, da? Doi la mână. Avocatul meu, nu să-i dau numele, s-a interesat de domnul. Eu sunt Romeo Vârlan. De mine, puteți să vă interesați la fostul prefect al Bacăului, nu vă dau mare, la o altă poliție Bacău, la o altă poliție Moinești, cazierul meu este anal. Domnul, o să vină avocatul meu și să vă prezinte în ședință publică, cu acord domnului primar, despre domnul. Domnul Rusu Alexandru a fost cu strânsul banilor în comuna Ardeoani la biserică, la domnul Pădureanu care are copii la școala la Comărești, a luat din banii bisericii, asta este domnul Rusu Constantin. Trei la mână. Domnul Rusu Constantin a lucrat în armată, mai multe de la domnul Petru, colonel la încadrare, a luat legătura domnul avocatul cu domnul colonel Petru de la încadrări, domnul a luat atitudine necorespunzătoare, așa, plus nu mai îmi permit ce a făcut el, da? Îmi cer scuze, se apropie sărbătorile de iarnă. Îmi cer scuze, în primul rând, la toți consilierii, la personalul din primărie. Să fim mai buni, să fim asta. Acest om, care nu este din comune, domnul Macadan, cel să vine înscris acasă, să fie indemnizația retrasă, a luat legătura cu școala Ardeoani, domnul Macadan nu-l cunoaște, e pe probleme de învățământ. Domnul Macadan nu-l cunoaște doamna directoare.
Am fost dat la lector și m-am testat. Nu îl cunoaște, așa, să fie retras indemnizația domnului Macadam, domnul vostru Constantin, să fie controlat în legătură cu colonelul de poliție Vârnan de la Boinești, l-a chemat la dânsul, a spus că a prezentat niște acte care la prima vedere sunt în regulă. Acum... Domnul Vârnan, da. Îmi cer scuze că vă întreb. Da, și eu. Dar discutăm la diversii. Deci, o zi bună, mulțumesc. Da. Să vă întrebi. Și cu domnul Rusu Constantin și cu domnul Macadam, eu, ca Romeo Vârnan, nu mă ameniți. Eu vă scot din comun. Eu, Romeo Vârnan. Bună ziua! Eu, Romeo Vârnan. Da, nu pare rău. Două secunde, dar e da. Constantin, eu sunt Alexandru. Da, nu mai contează, că deja ai primul subiect. I-am luat cuvântul pentru deschis dispoziție și văd... Dar el mai e sub comanda pe el, ai de viața de zi. Da, haideți să revenim la ordine de zi. Vă rog frumos, dau citire ordine de zi. Așa ce răspunze, nu nimica. 1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2019, inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniilor Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează... Cele trei comisii, da, ca să scurtăm. Proiect de hotărâre 3. Proiect de hotărâre privind anularea accesorilor a majorărilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.10.2018, datorată bugetului local al Comunei Arvani, județul Bacău, inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de cele trei comisii, de raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului. La diverse nu avem nimic la ordinea de zi. Da, diverse. Supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2019. Aviz. Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Doamna Anita Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate. Aviz. Comisia de favorabil proiectul de hotărâre în formă prezentată. Avem aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei și doamna Cisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Având în vedere necesitatea grelor de credite bugetare de la un capitol alt, capitol al clasificației bugetare, precum și în cadrul acelui capitol, creșterile veniturilor față de prevederile bugetare anterioare, conform caselor înregistrate la 3 decembrie 2019, necesitatea suplimentării sumelor destinate finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu suma de 4.100 de lei, conform adresei 1056 din 18 noiembrie 2019 a școlii gimnaziale numărul 1 Ardeoani, ce se va face în baza prevederilor articolului 21 alinia 2 din ordonanța de urgență a Guvernului 71/28/11/2019 din economiile înregistrate la finanțare cheltuielor descentralizate prin virgulata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, referatul 1107 din 5 decembrie 2019 al școlii gimnaziale nr. 1 Comuna Ardeoan, prin care solicită virarea de credite în cadrul capitolului învățământ secundar inferior, adresa numărul 2488 din 6 decembrie 2019 AJPP Bacău, prin care ne comunică alocarea a 15.000 din sumele din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2019 la bugetul de stat. Prin prezentul raport propun spre aprobare rectificarea bugetului local, secțiunea funcționare, pe trimestrul 4 al anului 2019, conform prevederilor articolului 19-24-9 din legea 273 2006 privind finanțele publice locale. Deci, la, în cadrul veniturilor secțiunii funcționare, apar influențe la sume alocate din cotele de parcurs din costul prevenit pentru echilibrarea bugetului local, unde se suplimentează 15.000 lei, impozit mijloace de transport 8,16.000, alte impozite și taxe fiscale 0,73.000, venituri din concesii și închirieri 3,40.000,
taxe speciale 22,50 mii. Influențele la cheltuieli intervin la autorității executive, unde se suplimentează la bunuri și servicii suma cu 27,17 mii lei. La învățământ primar se suplimentează sumele alocate pentru ajutoare sociale în numerare, respectiv drepturi copii cu cerințe educaționale speciale, cu 4.100 de lei. La învățământ secundar inferior intervin viramente între articole. La alte cheltuieli în domeniul învățământului se diminuează sumele alocate pentru ajutoare sociale în numerare, reprezentând chete sociale grădiniță cu 4.100 de lei. La asistență socială în caz de invaliditate suplimentăm cu suma de 12,58 mii lei și la salubritate se suplimentează cu suma de 10,04 mii lei. Mulțumim doamnei Jigău Narcisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Da. Cine este împotrivă? Dacă se abține, cine? Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Aviz Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrare Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Doamna Anica Gabriela, președinta Comisiei de Specialitate. Comisia vizează favorabil proiectul de hotărâre în formă prezentată. A doua comisie, domnul Macadam Bogdan. Comisia vizează favorabil în formă prezentată. Domnul Rusu Alexandru. Comisia da, este favorabil. Da. Dau cuvântul doamnei Macadam Cristina pentru a prezenta raportul de specialitate. Conform codului fiscal nu se modifică pentru anul 2020. După cum știți, în luna aprilie anul acesta s-a aprobat indexarea nivelurilor aplicabile pentru anul 2020 cu indicele de inflație 4,6%. Acum, dacă mai aveți dumneavoastră propuneri, completări, dacă nu, să rămână cum a fost indexate, da. Dacă nu doriți nici vreau să apun, da. Noi cunoștem, s-au mai pus... Da, s-au pus în aprilie, da, și s-au pus în aprilie, s-au indexat cu... Rămâne așa cum am stabilit-o atunci, în luna aprilie. Așa gândesc, e bine. Asta e părerea mea. Da, domnul consilier Popa, vă răspund. Doamna Macadam Cristina spune că se menține, nu se majorează impozitele anul acesta, dar totodată proiectul de hotărâre specifică că se menține cota de impozitare, cota adițională de 20%, care s-a plecat anul trecut. Eu în ședință de anul trecut, în decembrie, am spus că este prea mare suma de 20% pentru un singur an. Atunci s-a votat, fiind majoritar consilierii PNR, au votat în favoarea pentru 20%. Anul acesta revin și susțin și aș ruga să se voteze din nou, dacă e posibil, deoarece 20% mi se pare foarte mult. Foarte mult. Deci 20% la persoane fizice, 40% la persoane juridice. Deci ca să majoreze un impozit de 20% într-un singur an, mi se pare foarte mult. Cred că Comuna Ardeoana are cel mai mare impozit de pe zona noastră. Ce zona noastră interesantă. Așa că vă rog să procedați în anumit fel ca să rectificăm. 5% ar fi suficient. Maxim 10%. Dar nu 20%. Deci 20% mi se pare foarte, foarte mult. Ca să înțeleg, dumneavoastră, propuneți o reducere a cotei adiționale care s-a pus la clădiri, la curs construcții pentru persoanele fizice, da? Da, deoarece dumneavoastră scrieți acolo în proiect de hotărâre, se menține cota de impozitare de 20%. Eu de asta vin în fiecare an și vă întreb pe dumneavoastră dacă vreți să veniți cu modificări sau propuneri sau completări. Să rămâne așa sau să modificați. Deci de asta vă întreb pe dumneavoastră să veniți cu propuneri, cu modificări. Eu am venit cu propunerea să modificăm acea cotă
adiționale de 20. Care s-a pus la clădiri, la curs construcții, la persoanele de... Exact. Ca să înțeleg că vizați doar persoanele fizice, nu? Sau... Da, și la persoane juridice. 40% mi se pare... Mi se pare dar 40% sunt la terenul extravilan și vă spun că la persoane juridice avem foarte puțin teren extravilan. Așa că n-ar fi o mare... Da, dar la persoane mare... fizice, la persoane fizice, să reducem acea cotă adițională. Mi se pare foarte mult, 20%. Eu propun, domnul consilierul să voteze în favoarea noastră, a cetățenilor. Ar fi bine, deoarece în fiecare campanie, când merg la alegerile europarlamentare, la prezidențiale, toți consilierii aici de față au mers la cetățeni, i-a rugat frumos să urce în mașină, să meargă să voteze, le-a și sugerat ce să voteze. Acum ar fi bine, dacă nu sunt de acord, să le și spună că plătesc 20% o taxă, impozitul local. Ar fi bine să le spună că i-a duce mașina la vot. Le-a fost de acord să plătești 20% să menții în cont adițional de 20%. E apropiat de campania... Da, eu propun să... Votați și spuneți la categorii. Mulțumesc. Domnul... Înainte de a da cuvântul celor la consilier local, domnul Popa îl propune modificarea acestei cote adiționale. Diminuare. Da, de la cât la cât? De la 20% până la 5%. De 5%. Da. Mi se pare suficient. De 5%. Deci, în cazul ăsta, mai sunt și alte propuneri? Asta vreau să întreb, nu că n-aș fi de acord cu diminuarea taxelor, dar vreau să întreb domnul Popa dacă a făcut niște studii sau să ne prezinte dacă în astea 5% ne încadrăm cu cheltuielile și cu cheltuielile și cu veniturile pe anul 2020. Da, am făcut domnul consilier Moise. Să vă arăt, să vă spun. Anul trecut, un an de zile în urmă, a venit domnul primar cu o propunere să angajăm un consilier personal al primarului pe probleme de proiecte. Da, a zis că e ok. Să facă proiecte europene și să angajăm un consilier. După care am constatat că s-a angajat pe domnul Frățilă, un domn respectuos, din punctul meu de vedere, nu am nimic împotriva lui, dar dânsul este și la pensie, este un domn la vârstă de aproximativ 70 de ani, care lună de lună încasează bani din bugetul local Ardeoara. Deci noi am majorat taxele și impozitele ca să-l putem plăti pe domnul Frățilă. Dacă domnul Frățilă a plecat dânsul la pensie, să-și vadă de sănătatea lui și de pensia lui la Moinești, noi am putea diminua acea cotă. Sunteți mulțumit, domnul? Asta vreți să spuneți că da, diferența de 15% reprezintă salariul domnului Frățilă. Și una din da, și salariul domnului Frățilă. Și credeți dumneavoastră că ne-ar fi suficient ăștia 5%, să renunțăm la 15%, să ne descurcăm pe anul 2020? Da. Deoarece domnul Frățilă încasează un salariu foarte mare. Deci ăsta e studiul dumneavoastră. Știți cum va fi salariul pe domnul Frățilă? Știm. Un salariu foarte mic, deci nu foarte mic. Nu e foarte mic, dar nu știu, avea rostul. Dar spuneți-vă, da, eficiența dumneavoastră, eu zic că e dovedită. E singura primărie din zonă care are consilier personal al primarului. Bun. Dar dacă nu avem bani, de ce se împrăștie mă, pe consilier? Pe... Haideți să ne... Da. Banii și să facem, să construim ceva, dacă doriți strânge la populație. Nu ți-i dăm salarii la unii care deja sunt la pensie. Este părerea dumneavoastră. Da, mulțumesc, sigur. Așa. Bun, domnul Cernu, aveți cuvântul. Da, eu am făcut materialul prezentat și cu cei doi colegi mei. Aș vrea să o întreb pe doamna Macadam dacă în momentul actual comunele limitrofe, hai să ne referim la comunele limitrofe, Solonț, Măgirești, știți cumva cu ce cotă o mers de
inflație. Eu nu am stat atunci să puteți să intru pe mine, să citesc toate anexele la hotărârile de consiliu, da. Toate nivelurile de la comunele vecine. N-aș putea să spun acum care comună, dacă folosește sau dacă aplică cot adițional. Că poți adăuga... Comuna are bugetul mai mare, nu comparăm, știți, eu prea am spus de atâta ori, nu comparăm podurile cu număr de locuitori, ci cu venituri, cu comuna Solonț, cu comuna Argan, care noi suntem, cred că, cei cu... Dar totuși trebuie să facem niște economii. Dacă ținem la cetățeni și, într-adevăr, vin din propuneri, și, domnul Moise, puteți să faceți o propunere sau sunteți de acord cu aceea și, apropo de chestia, că ați luat cuvântul, să nu fie nici 5%, dar nici 20%, hai să fie 10%, hai să fie, hai să ne orientăm, totuși să facem ceva pentru cetățeni, ca să... Na, suntem aici ca să-i ajutăm, dacă se poate, dacă considerați că depășim limita legii... Suntem aici ca să votăm. Discutăm, votăm, analizăm, chiar dacă... Dar nu ne doare inima de cetățeni, numai că e vorba de campanie electorală. Deci nu, eu m-am legat exact dacă cumva avem... Dacă, într-adevăr, cu ce inflație o mers și cu ce cot o mers comunele din zonă sau anumite... Da. Și dacă se poate, diminuăm. Deci, ca propunere, propun, poftim. 13%. E dreptul noastră, dar normal. Dreptul noastră. V-ați înțeles? 5%, ca să fie... Dar... Da. Deci, mai aveți... Iar dacă nu, mulțumesc. Deci, 13 sau 15, cred că nu e. Poftim? De 15, 15, 15. De la 20 la 15. Domnul Moise, eu consider că când s-a propus ăștia 20%, s-a făcut un calcul. Pentru a ne cadra niște cheltuieli. Având în vedere că dumneavoastră ați propus o modificare, să facem o rectificare, am întrebat și întreb încă o dată. Pe ce ne bazăm să reducem cota de 20% la 5% sau la 15%? Niște sume exacte. Dacă vreți să vă dau un răspuns, domnul Moise, deci calculele care le face, le face contabilitatea, noi propunem și contabilitatea trebuie să ne spună. Nu putem, că nu ne încadrăm. La salarii, la transport, la copii cu anticapat, deci fezabilități. Deci noi propunem și contabilitatea știe exact cât colectează, că nu pot să spun cât colectează, scuze-mă. Contabilitatea, nu știu cât colectează, noi propunem și spunem, dacă diminuăm cu 5% sau cu 10%, deci nu ne încadrăm la cu bugetul și nu avem bani de salarii, nu avem bani de lemne, de... Eu asta ați înțeles, nu? Dacă nu, ușor de zis, toată lumea vrea să le luăm. Dacă îmi spune doamna Narcisa sau așa, deci nu e o problemă. Să vedem cine mai dorește. Dacă vrea să mai ai ceva cuvânt, vreau că domnul să se vedea, da? Da, vreau să... Propunerea ta care e, domnul? Pe credibilitatea aparatului de specialitate, să rămânem la ceea ce ne-a propus la domnul de noastră. Nu e o problemă, domnul... Aceeași problemă, că am vrut să intervin imediat cu problema cu mea. M-am dus aminte exact în luna 9 aprilie, când ați prezentat materialul și a spus... Și ce-a fost pe indexat? A, așa, exact. Deci n-am nimic împotrivit, nu mă pot să dezice. Nu mă pot dezice. Bun, dar mai dorești cineva să ia cuvântul? Atât. Supunem la vot atunci. Cine este de acord ca taxele și impozite să rămână cu coeficientul de alături? Nu, propunerea domnului Popătăi, nici 1%. Dar nici așa trebuie? Păi în ordine care ne-am înscris. Da. Bine, cine este de acord cu domnul Popa? Cu propunerea domnului Popa? 5%. Trebuie să mă abțin, pentru că nu știu ce faceți cu oameni. Aici votez că-s de acord cu ăsta și cu a mea ce fac? O dau de gard? Acum ajunge la dumneavoastră. Domnul Vârlan. Na. Bun, trecem la propunerea domnului Cerul. Trebuie să fim de acord cu propunerea. Cine este de acord? Nu pot să-l cear. Alții știi. Domnul Cerul, dar nu mai sunteți de acord? Bă, da, de acord. Domnul Macada, nu sunteți de acord. Bun. Acum trecem încă 20% propunerea domnului Moise Păzun. Cine este de acord? Ce frumos, ce frumos. Da. Da, domnul Popa, pentru că o comunitate ca să funcționeze, e nevoie și de taxe și de impozite. Nu zic că vă bucuroasă că plătesc și eu mai mult. Și eu plătesc mai mult. Dar
veniți dumneavoastră consiliu și spuneți, băi, uite, plătim 5%, cum am zis eu, pentru că reducem de aici și facem așa și nu ies bani. V-am explicat, domnule. Păi mi-ați explicat că domnul Frățină de favorabil la domnul Frățină. Exact, exact. Nu există chestia asta. Noi, consiliul local propune și aparatul de specialitate analizează. Dar nu vine cu propuneri, nu putem propune. Atunci v-aș întreba așa, domnul Moise, cu cât s-au scumpit salariile și pensiile și tot ce vreți și nu știu ce. Hai că aici, dacă vreți, să luăm prin contabilitate. Deci, noi majorăm, de acord. De la guvernul jos. Am majorat. Dacă luăm calculul din urmă, credeți că s-au scumpit atât de mult? De asta am zis ca o chestie. Hai să fie un pic mareabil. Deci, nu să fie să-l pui. Haideți ca să... Bani poate mai vezi la guvernația și că acum și așa, au început să mai dea afară, au început să mai tai din pieții și așa, de poate mai vezi din altă parte. Dacă nu dați afară, ați înțeles. Ați înțeles că la noi din primărie, că noi le-am luat, sunt din primărie cu cei mai mici salarii. Nu. Da. Știu. Haideți că s-a votat, da. Să nu pierdem timpul. Trecem la următorul punct al de zi. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 datorată bugetului local al Comunei Ardeal, județul Bacău. Să trecem la cele trei comisii. La vizit, doamna Gabriela. Se analizează favorabil proiectul de hotărâre în favoarea prezentată. Domnul Macadam Bogdan. Comisia analizează favorabil de punctul prezentat. Domnul Rusu Alexandru. Da, comisia analizează favorabil. Dau cuvântul doamnei Macadam Cristina pentru a prezenta raportul de specialitate. Capitolul 2 al ordonanței guvernului numărul 6 din 2019 prevede la articolul 32 faptul că facilitățile fiscale sub forma anulării majorărilor de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termenul de plată, restante la 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetelor locale, se aplică opțional dacă Consiliul Local aprobă prin hotărâre aplicarea prevederilor respective, cât și procedura de acordare a anulării accesorilor. Deci, pe scurt, această ordonanță 6 creează o facilitate fiscală sub forma anulării majorărilor. Adică dacă un contribuabil care a acumulat până data de 31.12.2018 rămășițe din neplata impozitelor, care de asemenea trag după sine majorări de întârziere pentru neachitare, pot fi anulate dacă contribuabilul își achită rămășițele integral cumulate până la 31.12.2018 și debitul anual pe 2019, atunci aceste majorări pot fi anulate. Această ordonanță este valabilă până pe data de 15 decembrie 2019 inclusiv. Da, mulțumesc, doamne Magdalena Cristina. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Aici. Da, este binevenită această ordonanță, întrucât contribuabile care au, știu eu, sume mai mari de achitat, obligatoriu, dacă ai sume mari de achitat, ai și penalitățile. Deci, și dacă reușești să vii la SIN, mai plătești penalitățile, că e un lucru bun. Da, adică ți-ai achită rămășița, debitul pe 2019 și atunci majorările de întârziere pot fi anulate. Da. Pentru o decizie de anulare. Domnul Rusu. Da. Să mă rămâniți cu problema dacă eu sunt debitor. Deci îmi stângeți problema. Deci, dacă nu v-ați achitat impozitele pe 2-3... Îmi stângeți debitul. Nu debitele, doar majorările. Asta este o formulă de contabilitate cu stingerea debitului. Sunt corect, doamnă, doamnă, așa. Deci ce cereți? V-a zis asta problemă, stângerea. Deci, așa. Deci, dacă eu sunt debitor și n-am plătit până la sfârșitul anului. Impozitul. Impozitul, da? Aici este doar problema acumulării până la 31.12.2018, adică impozitul pe anii anteriori, 2008, inclusiv 2018, 2017, 2016. Depinde de ce situație, Deci, din 2015, de exemplu, dacă spun restanțe și așa mai departe, îmi anulați toată penalitatea? Toată majorarea la impozitul neplătit pe anii respectivi. Clar. Cu condiția dumneavoastră să plătiți impozitul, adică rămășița, și se anulează doar majorarea. Am facilitatea să vă dați. Atât. Deci mai veniți cu facilități, nu numai cu mai veniți și cu... Da, de poate ce am dus, și-a spus doamna, eu ce-am dus. Bun, mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine
Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. A diverse, vrea cineva să ia cuvântul? Să am putea să zic eu. Eu dacă tot gata pot să merg. Deci, dacă sunt de acord colegii, îmi pare rău și vreau să vă cer scuze că era dreptul domnului Vârlan să ia cuvântul în ședința de Consiliu, dar am vrut să-i dau cuvântul înainte de a ajunge la diverse. Dumnealui, din câte am înțeles, trebuia să prezinte niște scuze, iar a ajuns la denigrarea a doi consilieri, care, din punctul meu de vedere, au un caracter deosebit, deci nu discutăm. Da, îmi pare rău de situația în care s-a creat. Dacă... Da, domnul omul să răspund. O mică completare la ceea ce a spus dumneavoastră. Nu mi s-a părut ok din partea domnului Vârlan Romeo să vină să dea și să fugă ca un laș. Trebuia să stea și să asculte și răspunsul nostru. Nu consider că domnul Rusu Alexandru a greșit în ședința cea în care s-a fost prezent, deoarece i s-a luat cuvântul pentru că nu prezenta nimic folositor comunității. Domnul Vârlan Romeo a venit cu niște acte medicale să ne arate nouă că este sănătos, ceea ce nu cred că ne interesa pe nimeni de starea lui și de sănătate. Mai mult de atât, a spus de domnul Marcadam Bogdan că nu cunoaște doamna directoare, ar fi bine să-și asume ceea ce spune, pentru că ar trebui întrebată doamna directoare dacă într-adevăr i-a spus unui cetățean că cunoaște un membru din Consiliul Local, că nu a avut de-a face cu ea. Nu cred că doamna directoare a spus așa ceva. Și trei la mână să ameninți un consiliu întreg că îi dai afară din comună, aș vrea să-i transmit, suntem cetățenii acestei comuni. Eu m-am născut și am crescut în această comună. A, asta nu cred că poate să vină nimeni să mă dea afară din comună. Vreau să spun și ceva cu tine. Da, aveți cum. Totuși e o situație creată care nu-i plăcută, înțelegeți? Eu nu știu dacă noi, Consiliul Local, avem vreo taină cu ce discută nea X cu nea Y între un consilier și un cetățean și noi să rezolvăm anumite discuții și pe marginea, în afara Consiliului Local. Deci nu știu dacă nu suntem, cum eram pe timpul o ședință de a hoc, nu știu. Deci așa. Deci, cu obiniști au fost să prezinte ceva, mă, trebuia să spună doar ce vrea și... probleme personale. Am zis că cu avocați, cu chestii. Exact. Nu îmi depășește chestia asta. Eu așa consider, eu dipun credință, conștiința mea. Nu avem niciun drept să judecăm pe X sau pe Y ce-au făcut pe deal, pe vale, nu, stânga și cu dreapta. Nu știu, dacă tot mai avem câte o problemă, dar nu veniți și plângem aici cu orice care câte ori... Dar nu, eu ce spune, vă știți care e problema? Vă spune, vă spune, este major, este major, vorba de zi, este major, eu nu știu cum este, eu nici nu cunosc pe părintele Purcaru, nici nu știu cine e cealaltă. Sau Purcar, zice nimeni. El are un frate avocat. Sau așa ceva. Nu-i cunosc, domne. Declar aici că... Așa, nici nu... Nici nu-l cunosc. O luare de tură cu ăla. Nu știu. Că acum sunt și oameni din ăștia care mai de niște strâmpe, niște pile, niște chestii din astea. Dar astea sunt probleme care... Da, bineînțeles. Astea nu e multe. Și domnul Frățin, știți că... Și domnul Frățin, știți că i-a spus. Că el a fost la București la niște concursuri, înțelegi? Cu niște nepoți de atâți, nu știu, nu să nu învățăm mânt, nu știu, nici nu mă interesează. Eu strâng curte cu mine, eu de acum nu mai ies sub comanda mea. Da, nu eu cer tu scuze în față de când nu avem probleme. Nu, astfel aveți pentru ce să vă cer. Dați-mi voi, sunteți aici. Și greșeala adică, nu mai vin un părăriș, părinți, vă haideți, vă rog frumos. Nici nu, spuneți-o nici fără nu spuneți. Absolut nimic. Deci el a căutat, nu a fost nicio treabă nimic. Deci nu a strâns de gând. Atât.
Singura problemă că m-a strâns de greu. Și am atâta, v-am spus sincer, în fața poliției și-a luat angajamentul că vine și să-și ceară scuze aici, da, față de consilier. Și n-a venit și a venit și m-a și mai deregrat, acum iar mai tare. Dar ce are cum ăsta? Da, să... Ce are cum ăsta? Că da. Nicio problemă. Da. Și era foarte simplu, vă spun sincer. Vă spun foarte sincer. Deci era foarte simplu, lăsa-l după. Sau cum îmi spunea mie. Haideți că astea-s probleme care le puteți... Ce-am spus și asta am întâlnit. Dacă nu știam pătut... Fiind documentați, toate problemele erau de legătoare, închise și așa.